actul normativ este în fază de draft. Noi am sesizat și sperăm că conducerea ministerului pentru care am făcut intervenția va reflecta, ne va chema, vom discuta, pentru că e o chestie care nu se poate, nu o acceptăm. Pentru că greul duc spațiile protejate, legumele în câmp sunt din ce în ce mai puține, din cauza stresului suferit de diferența asta de temperatură între zi și noapte, și atunci acolo unde factorii se pot controla în mediul protejat, dacă îl lovim și pe ăsta, atunci în loc să creștem, vom scădea. Dacă în 2015 avem 23,6 hectare eligibile pentru sprijin cuplat la categoria solarii, la ora actuală am ajuns împreună cu serele undeva la aproape 1400 de hectare. Deci, efectul atribuirii unui sprijin, încurajării, s-a cunoscut. Acum, dintr-o dată, ne lovim de această dezamăgire, vom crea dezinteres, vom crea panică și, bineînțeles, că vom crea abandon. N-are rost să muncești dacă nu e stimulat și nu ai satisfacția acoperirii cheltuielilor sau măcar un mic câștig. Ce veți face dacă nu vor ține cont de solicitările dumneavoastră? Împreună cu colegii vom redacta o scrisoare către Comisarul European, pentru că e o chestie. Noi avem o reprezentare la Uniunea Europeană, un om care, ca atunci când ne duce la Ministerul Agriculturii, de fiecare dată ne spune nu se poate, dumneavoastră, Uniunea Europeană. Îi sunăm pe el, reprezentantul nostru de acolo, zice, nu e adevărat, domnule, e la latitudinea statului membru. Deci este o mască din asta ca să ne inducă în eroare.